S-a strins o, inclusiv partea din buget. Vă declar că sunt mulțumit. Deci chiar e un buget așa ce merită să fie atunci. Mulțumesc. Ca și eu în fiere, dacă nu am venit de spatele, eu aș vrea să felicit atât pe domnul primar, mai ales pe cei din aparatul de specialitate care au lucrat la construcția bugetului de anul 2020. Să întocmești un buget pe un an nu este o muncă ușoară, este chiar colosală și vreau să vă felicit pentru faptul că ați acordat o atenție specială părții de dezvoltare. Considerat că sunt foarte multe obiective de investiții, atât lucrări existente care se vor continua, dar mai ales lucrări noi. Și cred că este extrem de important ca toată lumea să știe ce urmează să se întâmple în oraș pe partea de dezvoltare. Eu nu cred că aceste obiective arată bine doar pe foaie, ci deja cred că se și văd în oraș și se vor vedea și în perioada următoare, pentru că de oricât de bine ați sunat aceste obiective de investiții, nu ai cum să le implementezi fără a crea un disconfort în oraș. Și cred că toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru, că nu se pot face de azi pe mâine, și unele obiective chiar pot dura anumiți ani, pentru că ele să ajungă la o finalitate. Totodată, cred că este important de menționat faptul că o parte din veniturile secțiunii de dezvoltare nu sunt doar venituri de la bugetul local, ci mai ales sunt sume foarte mari care provin din încheierea contractelor de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, dar și din fonduri externe de reambursabile. Și sunt convinsă că și anul acesta va avea semne foarte bune și o parte dintre aceste obiective vor putea fi finanțate tot din sume externe, ceea ce pentru noi nu poate fi decât un beneficiu, cât putem redirecționa sumele respective din bugetul local către alte domenii de interes, unde am putea gândi alte obiective de dezvoltare. Și dar felicitări încă o dată și mulțumim! Având în vedere faptul că proiectul general anual stă la baza tuturor proiectelor de hotărâri care urmează să le întreprindem, am în vedere faptul că orice decizie, orice hotărâre, mică, mare, recurge în mod normal la fonduri financiare. Atunci când aceste fonduri sunt orientate atât spre strategie de dezvoltare, cât și pe creșterea bunăstării cetățenilor, înseamnă că ele sunt bine alese, chipzuite, orientate și au o destinație precisă. Proiectul general de buget este o lucrare amplă care necesită muncă meticuloasă și multă responsabilitate. Faptul că s-a reușit ca până la această dată să fie întocmit realizat, faptul că noi putem să-l votăm acum în luna februarie, spre deosebire de anul trecut, este garanția că se vor și implementa aceste fonduri în vederea realizării obiectivelor pe care ni le propune. Eu vreau să vă spun că sunt mulțumit că s-au suplimentat sumele pentru școli, sumele acordate curselor școlare. V-am spus că este unul din proiectele mele de suflet, pentru care de 3 ani de zile la fiecare rectificare de buget spun acest lucru, că trebuie mărite sumele, cuantumul curselor a crescut, sumele au rămas aceleași. Anul acesta, într-adevăr, s-au mărit substanțial, am avut ședință la Consiliul de Administrație la școala Damian Puier și chiar mi-a confirmat doamna director că undeva în 300.000 de lei a fost suplimentat bugetul pentru curse. E un lucru foarte bun, mă bucur că s-a făcut acest pas. Shooting stars above the city.